Deschidem Cartea Sfântă Biblia la Cartea Proverbe, capitolul 20. Citim un singur verset. Versetul 6, pagina 657, Proverbe 20 cu 6. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Dar cine poate găsi un om credincios? Vă puteți reașeza. Dacă aveți cumva întrebări, să le puneți din timp, vă rog, ca să observăm și să știm cum să împărțim timpul. Astăzi am ajuns la subiectul credincioșia roada Duhului. Acesta este codul pe care puteți să-l scrieți, cei care nu aveți acces la link direct pe slide -o. și dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți din timp. Reamintim, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Astăzi am ajuns la credincioșie. Acesta este titlul studiului din această seară, dacă pot să-l numesc așa. Cine poate găsi un om credincios? Întreg universul e în căutarea unui om credincios. Nu ușor ajunge un om să fie credincios și nu e simplu, nu e de puțină valoare și nici de puțină însemnătate să ajungi să fii credincios. O să vedem în această seară. Terminologic, termenul de credincioșie, Apare în Biblie de 215 ori, nu poate fi trecut cu vederea, În repartizat în 202 versete. Pentru prima dată apare în Genesa 24 cu 27, pentru ultima în Apocalipsa 19 cu 11. O să utilizez ca și data trecută niște expresii foarte întâlnite sau mai des întâlnite în Biblie ca să vedeți cu cine este asociată credincioșia. Uitați-vă, Apocalipsa 17 cu 14 spune aleși și credincioși. Genesa 24 cu 49, Iosua 2 cu 14, bunăvoință și credincioșie. Adică nu prea există credincioșie fără bunăvoință și nu prea poți fi bunăvoitor sau bunăvoitoare dacă n-ai credincioșie. Uitați-vă, Iosua 24 cu 14 spune, slujiți cu scumpătate, slujiți lui Dumnezeu cu scumpătate și credincioșie. Se repetă și în 1 Samuel 12 cu 24. Apoi, uitați-vă că ni se prezintă această persoană care nu poate fi confundată cu nimeni, ci este chiar un prototip al Mântuitorului, e vorba de Moise, despre care ni se spune în urme 12 cu 7, care a fost credincios în toată casa mea, zicea Dumnezeu. În cartea evrei se sublinează că a fost credincios ca slugă. Da? Deci să nu aveți iluzia că el era capitanul știi și el făcea ce vroia. Foarte mulți vor să fie în rolul lui Moise. Hai să conducem noi istoria hai să decidem noi ce facem. Nu, 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 nu. Ascultați ce zice Biblia, a fost credincios ca slugă. Știți că un sclav n-avea drept de viață și de moarte asupra propriei sale ființe? Știți că un sclav putea să moară oricând? Știți că asemănarea asta a lui Moise cu o slugă este o asemănare nu ușoară. Uitați-vă, Biblia spune despre el, a slujit ca slugă în toată casa lui Dumnezeu adică în orice circunstanță indiferent de situație el a fost credincios el a fost de partea lui Dumnezeu chiar în momente insuportabile din perspectivă umană dacă te-ai fi uitat la situații în care trebuie să meargă și să spună lui Faraon, uite vor veni păduchii vor veni broaștele, vor intra broaștele în postăvile voastre adică acolo în tigăi pe farfurii, peste tot. În alimentația voastră vor fi vrâte broaștere. Să nu vă imaginați că asta a fost simplu. Pentru asta trebuie să aibă mare credință. Da? Mai ales că totul putea să afecteze și pe ei dacă nu aveau credință. E adevărat că Dumnezeu a întins mâna peste spațiul Gosen și a zis în zona asta urgiile n-au impact. Chiar dacă tot Egiptul este afectat de urgii, zona asta este fără urgi Uitați-vă că avem o expresie din Luca 16 cu 11, să fim credincioși în bogățiile nedrepte sau să fim credincioși în lucrurile care nu sunt ale noastre. Tot ce ai tu, să nu cumva să crezi că e a tău, nici telefonul nu e a tău. Egal că îl deschizi cu amprentă, nu mă interesează. Nimic din ceea ce ai tu nu este al tău. Tot ceea ce ai este o bogăție nedreaptă. E cineva care aici care poate să spună eu merit ceea ce am, merit sănătatea mea, merit mașina pe care o conduc, merit familia pe care o am, unii nu prea sunt mulțumiți de familia pe care o au, cum să zic că o merită, da? Dar dacă ai ceva bun în viața ta, să ții minte ce ți minte ce-ți spun. Lucrul la bun pe care îl ai, nu-i datorită ție, nu-i pentru meritul tău, e meritul lui Dumnezeu. Nu meriți nimic. E cineva aici care merită ceva? Nu merităm nimic. Totul e datorită lui Hristos. Pentru că Dumnezeu ne-a încredințat. Și aveți grijă, Biblia spune, dacă cu aceste bogății drepte nu știi să te comporți, o să îți iei adio de la bogățiile pe care trebuie să ți le dea Dumnezeu ca și răsplată în cer, că nu o să le primești. Uitați-vă, expresia bunătate și credincioșie apare în Biblie în următoarele pasaje, nu o să citeți pe toate. Este extraordinar de fascinant când Dumnezeu e prezentat un Dumnezeu plin de bunătate, și plin de credincioșie. Pregătind acest studiu, am intrat în cameră după ce l-am pregătit azi noapte, târziu, am reușit să-l finalizez. Nici nu știu dacă e finalizat, cât am reușit să fac. Dar cuvântul Domnului este infinit, interminabil, niciodată nu termin să vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu. Și am intrat în cameră și am zis, vai, niciun motiv nu mai ai, Caleb, mi-a zis Duhul Sfânt, să fii inconsecvent, să fii necredincios. Dumnezeu e credincios cu soarele care răsare la timp. Dumnezeu e credincios cu anotimpurile. Și dacă n-ar fi Dumnezeu credincios cu astea, niciunul dintre noi n-avea ce să mâncăm. Indiferent cât de multă alimentație sau cât de multă mâncare se face în laborator și cât de chimică e, trebuie să existe ceva ca să se producă altceva. Credincioșia lui Dumnezeu îți dă respirație. Credincioșia lui Dumnezeu îți dă capacitate să te miști credincioșia lui Dumnezeu îți creează spațiu să fii în viață. Bunătatea lui Dumnezeu, credincioșia lui Dumnezeu sunt două surori inseparabile. Întotdeauna unde e unde de bunătatea lui Dumnezeu e și credincioșia lui Dumnezeu. Și unde e credincioșia lui Dumnezeu e și bunătatea lui Dumnezeu. Dar mare atenție că nu întâmplător am pus imediat după aceea. Biblia zice dreptatea și credincioșia. Credincioșia lui Dumnezeu e soră cu bunătatea lui Dumnezeu dar e soră și cu dreptatea lui Dumnezeu. Dacă ai început să zici, voi fi cu Dumnezeu pentru că e plin de bunătate și pentru că mi-e credincios, fii foarte atentă și fii foarte atent. Dreptatea lui Dumnezeu e soră geamănă cu credincioșia lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care intri în contradicție cu planul lui Dumnezeu, dacă n-ar lăsa peste viața ta să vină un necaz, dacă n-ar îngădui consecința problemelor tale, ar fi necredincios față de alte contexte, față de alte promisiuni. Pentru că Dumnezeu este da și amin. Și când tu intri în contradicție cu planul lui Dumnezeu, deja intri în contradicție cu promisiunile Domnului. A ieșit de sub zona. Protecției pe care o oferă Isus Hristos și tu deja ai o problemă gravă. Am să spun ceva. Dreptatea și credincioșia lui Dumnezeu sunt surori, nu doar bunătatea și credincioșia. Uitați-vă ce spune Biblia în Estera 9 cu 30 și se repetă în Isaia 33 cu 6: Cuvinte de pace și de credincioșie. Dacă ești credincios, o să ai și pace. Dacă Ești credincioasă, o să ai și pace. Dacă cuvintele tale sunt cuvinte de credincioșie, de loialitate, de consecvență, de statornicie, să rămâi pe drumul lui Dumnezeu indiferent de circunstanțe, trebuie să ai și cuvinte de pace. Nu o să poți să ai cuvinte de război și cuvinte de credincioșie. Războiul nu e prieten cu credincioșia lui Dumnezeu războiul mă refer față de Dumnezeu, nu un alt fel de război. Că s-a vorbit despre un război care se generează indirect și independent de tine. Atunci când te întorci la Hristos, uneori se creează un război în casa ta. De ce? Pentru că unii oameni nu suportă ideea că tu spui adevărul și atunci ei devin irascibili, devin foarte sensibili, se Mandicoș, reacționează foarte dubios și se supără pe tine și creează față de tine un război. Iisus Hristos zice, n-am venit să aduc doar pacea, am venit să las războiul în anumite contexte în care oamenii nu suportă schimbarea radicală a vieții. Știți că în viața voastră, dacă nu există deloc împotrivire, sunteți pe un drum greșit? Știți că dacă în viața voastră nu există deloc blocaj spiritual, dacă toate lucrurile vă merg perfect, ca șnur, deja aveți o problemă? Înseamnă că sunteți în aceeași armată cu diavolul. Pentru că satana vă dă acordul și nu vi se împotrivește. Nu se poate să fii cu Dumnezeu și diavolul să fie bucuros pe tine. Uitați-vă o altă expresie, umblă în credincioșie. Apoi uitați-vă, credincioșia este soră cu neprigănirea. Psalmul 115 cu 1, Proverbe 2 cu 8, Isaia 26 cu 2. Uitați-vă un verset foarte important. Ce se cere Ascultați, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu, Moise, nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga. De ce? Ca să izbutești în tot ce vei face. Dumnezeu vorbește cu Iosua, următorul care ajunge să fie reprezentantul lui Dumnezeu pentru poporul său. Și Domnul zice, Iosua, fi foarte atent. Lucrează cu credincioșie. Nu lucra simcopatic, nu lucra când îți convine, nu cânta când ți în regulă, nu, nu, transmite mesaje când toate sunt rost pe bolta vieții tale. Nu fi dependent de Dumnezeu numai atunci când Domnul ți-a dat ce ai cerut. Ascultă-mă ce spun. Sunt oameni care spun, dacă nu îmi face Domnul asta, eu nu-L ascult pe Dumnezeu. Eu mă las de pocăință, Domnule. Eu nu vreau cu Dumnezeu. Asta e în până mă oaselor. N-are Dumnezeu nevoie de astfel de oameni. Nu suportă Dumnezeu astfel de atitudini. Ai grijă. Lucrează cu credincioșie. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. De ce? Pentru că atunci vei izbuti în tot ce vei face. Atunci Domnul va fi cu tine. Domnul creează drum. Și ce s-a zis despre poporul evreu? Și ce s-a zis despre poporul evreu? Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau. Dar nu uitați, nu vi-l dau înainte să-l călcați acel metru pătrat. Dacă era, erau evrei liniștiți și pasivi și nepăsători și ziceau, lasă să calce Domnul terenul ăsta și să-i să, să trimită pe dușman în primată. Nu, Domnul zise, în primul rând, calcă tu pe, pe, terenul ăla. La distanță de un metru întinzi mâna și dușmanul tău, fiul a, -a câți de o mie de ori sau de o sută de ori sau de zece ori mai mari decât tine. Oricum mai puternici de o grămadă de ori decât tine. Calcă prin credință. Credincioșie înseamnă să nu te abazi nici la stânga, nici la dreapta. Să rămâi pe linia lui Dumnezeu. Ți-a zis Dumnezeu că ăsta e drumul? Să vină toți dușmanii din lumea asta, să vină toate sistemele, indiferent cu s-ar ele, să nu le crezi. Du-te pe drumul pe care l-a fixat Dumnezeu. Uitați-vă ce se spune despre David, credinciosul David, ginderele împăratului, gata pentru poruncile lui, gata la poruncile regelui. Ești tu gata la poruncile regelui? Uitați-vă, credincios împăratului sau unui om, altă, altă, terminologie, alt concept, să fii credincios unui om. Vedeți, Proverbe 20 spunea, cine poate găsi un om credincios? Să știu. uite, dacă i-ai spus la omul ăsta ceva, niciodată nu va zice la nimeni nimic despre asta. Să-i fi credincios. Să ai capacitatea aceasta să păstrezi, nu un secret cum se spune în lumea laică, ci un mesaj confidențial, să-l ții în tine, să pierzi pentru asta, să vină oameni care să-ți creeze presiuni și să-ți spună, dacă nu-mi zici asta, îți pierzi prietenia față de mine și tu să fii credincios, să zici nu dacă ai promis unui om că faci lucru cu tare, indiferent ce probleme se derulează în jurul tău, indiferent cât de mult pierzi pentru asta, rămâi credincios. Ascultați, psalmistul în psalmul 73, Asaf zicea, eram gata, gata să mi se clate în eram gata să mi se îndoaie piciorul și să am probleme pe cale. De ce? Mă uitam cu jind la cei care sunt răi și totuși le merge bine. Și am zis, gata, știți ce o să fac? Am găsit o soluție. O să mă leapă de Dumnezeu. O să renunț la Hristos, lăsați-mă să actualizez. O să renunț la Biblie. Nu mă mai interesează părtășia, închinarea. Nu mai vreau cerul. Nu mai vreau nimic cu Dumnezeu. Și ce zice Asaf, imediat când se trezește, dacă aș face asta, n-aș fi credincios neamului poporului tău, Dumnezeule. Eu am intrat într-un popor. Eu i-am promis loialitatea lui Dumnezeu. Cu mine și cu poporul din care fac eu parte, a făcut Dumnezeu legământ, un om. Și Dumnezeu mi-a zis, semnul legământului e cu tare, rămâi în poporul meu. Vin momente în viață, zice Asaf, când aș vrea să pun totul jos, aș vrea să dau totul de pământ, aș vrea să nu mai fac nimic pentru Dumnezeu. Dar dacă aș face asta, aș dovedi lipsă de credincioșie față de neamul poporului tău. Nici măcar nu zice față de tine, Dumnezeule. Ești într-o echipă, dar ai promis că îi vei fi acolo. Fii acolo, respectă-ți promisiunea. Respectă cuvântul, fii credincios cuvântului pe care l-ai dat. Fii credincios mesajului pe care l-ai transmis. Să știe toți despre tine. O să vedem iată, Ascultați cum e prezentată credincioșia într-un caz anume. Atât de fascinant. Daniel, ascultați ce zice despre el. Daniel era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și nici un lucru rău. Credincios în cele mai mici detalii. În domeniul administrativ, în domeniul babilonian, în spațiu unde trebuie să lucreze. Fii credincios. La locul tău de muncă, fii credincios. La locul tău de muncă, fii credincios. Să știe toți, domnule, dacă asta au zis ceva, nu se poate, să vină tsunami, nu se întâmplă altceva decât ce au zis. Fii credincios, fii corect în domeniile în care lucrezi. Uitați-vă, 2 Samuel 20 cu 19, cetăți liniștite și credincioase. Când ești credincios, ai liniște, n-ai panică, nu te temi, oare mă prinde cineva că am greșit? Oare mi se poate întâmpla ceva care nu... Aduce un plus valoare a imaginii mele în societate, nu mai ai probleme. De ce? Tu ești credincios. Tu ai zis un lucru, ăla îl faci. Tu ai promis asta. Te ții de promisiunea ta. Uitați-vă ce zice Dumnezeu. O să ia 2 cu 20. Dumnezeu vorbește cu poporul său și pune-te pe tine. Te voi logodi cu mine. Care sunt argumentele tale, Doamne? Prin credincioșie și ascultați ce zice mai departe. Pentru că vei vedea credincioșia mea, zice Dumnezeu. Vei cunoaște pe Domnul. O să ne uităm la credincioșia lui Dumnezeu în câteva momente. Și dacă întrebați pentru ce m-ați înșelat, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu-i ești credincios. Știți de ce interzis divorțul? Pentru că încalcă principiul credincioșiei. Credincioșie înseamnă măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. De-aia căsătoria e legământ. Să scrie Maleachii 2 cu 14. Divorțul este interzis pentru că atunci când rupi căznicia, demonstrezi inconsecvență față de Dumnezeu, care a fost martor, și nu mai ești credincios partenerului tău de viață, dacă ești bărbat, nevestei tale, dacă ești femeie, bărbatului tău și rupi un legământ pe care l-ai încheiat. Dumnezeu nu suportă ca un legământ să fie rupt. E foarte supărat pe asta. Uitați-vă, umblând cu credincioșie înaintea mea, un împărat 2 cu 4, apoi expresia cu credincioșie și cu curăție de inimă. Nu poți fi curat la inimă dacă nu ești credincios. Au adus în ele, ascultați ce spune Biblia, e vorba de locul sfânt, au adus în ele cu credincioșie darurile de mâncare, zeciuiala și lucrurile sfinte, 2 Cronici 31 cu 12. Uitați-vă că inclusiv în domeniul financiar, Dumnezeu cere de la noi credincioșie în domeniul ăla, să fii credincios. să spui banii tăi, cum vorbeam la catrieză cu candidații, să ai, să ai acea, acea zonă, banii tăi și banii lui Dumnezeu și le dădeam un sfat, dacă tot te mănâncă la degete să mai iei din banii Domnului, cum îți intră în cont, virează urgent pe contul bisericii dar zice, mami, și a mă zis ceva da, mici, n-am zis, dar nu-i mai ai, poți să-i cauți cât vrei s-au dus și poți să schimbi și zeceală, nu-i problemă Acum nu spun asta pentru că sunt responsabil financiar în Betania. Zic asta pentru că e versetul. Cu credincioșie, darurile de mâncare, zeceala, lucrurile sfinte. Ascultă și zice să împartă cu credincioșie doi Coronici trei și un cu 15. Faci o listă undeva, te implici într-o lucrare anume. Fii credincios. Implică-te ca și cum ai vedea că ochii lui Dumnezeu sunt acolo. Nu fă nimic greșit, fii atent, fii atent. În cele mai mici detalii, Dumnezeu se uită, Dumnezeu vede. Uitați-vă, psalmul 149 cu 1 prezintă adunarea credincioșilor lui. Știți că Dumnezeu când se uită la pocăiții din zona asta, vrea să găsească adunarea și nu zice adunarea pentecostalilor, ci zice adunarea credincioșilor. Să vadă Dumnezeu noi credincioșii asta, caută foarte mult Dumnezeu. Uitați-vă, 2 Cronici 32 cu 1 au făcut fapte de credincioșie. Era un om, omul acela, care întrecea pe mulți prin credincioșia și prin frica lui de Dumnezeu, Neemia 7 cu doi. Uitați-vă prin ce a excelat un bărbat. A excelat prin faptul că a ajuns să întreacă pe mulți. Poți face concurență în domeniul credincioșiei. Care e cel mai credincios din biserică? Și asta nu înseamnă să fie penticostal, asta nu înseamnă doar să se boteze. Asta înseamnă să fie loial față de promisiunile pe care le-a făcut înaintea Domnului. Întrecea pe mulți în, prin credincioșia și frica lui de Domnul. Credincioșia este fric, este, este soră geamănă cu frica de Dumnezeu. Nu te tem de Dumnezeu? Nu mai e credincioșie. De ce un om își permite să-și încalce cuvântul dat? De ce un om nu respectă rigorile? De ce un om care face, de exemplu, un contract cu cineva, nu-și respectă clauzele, știți de ce? Nu-l interesează de consecințe. De ce asta nu mă trebuie să clauza aia cincea, las că rezolvăm noi cumva. Dar tu, nu e vorba de clauza ta, nu e vorba de contract, nu e vorba de niște semnături, e vorba de frica ta de Domnul. Cum mai dai tu față cu Dumnezeu seara când trebuie să te rogi după ce știi că ai făcut o șmecherie, după ce știi că ai făcut ceva și cineva nu și-a luat leafa, cineva nu și-a rezolvat problemele, cineva nu și-a câștigat banii, cineva nu a trecut de problemele lui din cauza că tu n-ai fost credincios, n ai fost credincioasă. Uitați-vă, inima lui credincioasă înaintea ta, pentru că credincioșia este o atitudine a inimii. Nemia 9 cu 8. Ascultați, de la asta am vrut să ajung. Le mergea numele că sunt credincioși. Extraordinar. Niște oameni au fost prezentați în Neemia 13 cu 13 și în loc să li se zică ăștia sunt cei mai buni la rugăciune, ăștia sunt cei mai buni la cântare, ăștia sunt cei mai buni la, la dăruire, ascultați cum erau prezentați ei. Oamenii ăștia au un nume și anume sunt credincioși. Au un renume prin faptul că sunt credincioși. Le mergea numele. Și acum vine ceva pozitiv. Nu uita. Domnul păzește pe cei credincioși. Indiferent cât de mult satana zice, nu merită să fii credincios. Nu merită să fii credincioasă. Nu merită să rămâi acolo, indiferent ce zic oamenii, să-ți respecti cuvântul dat, să-ți respecti legământul, să știi că în cele mai dificile momente, când tu nu mai poți, uitați-vă cum a intervenit Dumnezeu la Daniel. Pentru că Daniel și în Daniel nu s-a găsit nimic greșit. Era credincios în toate lucrurile și nu s-a găsit nimic rău în viața lui. Întrebare, l-a scăpat Dumnezeu pe Daniel din groapa cu lei? Nu l-a scăpat de groapa cu lei, ci l-a scăpat din groapa cu lei. Pentru că vreau să spun ceva. Credincioșia nu te ferește de dușmani. Credincioșia nu te ferește de gropi. Credincioșia nu te ajută întotdeauna să vezi gropile cam umflate pe unde treci. Dar dacă sunt momente în care te aruncă alții în groapă, tu nu o să cazi niciodată pentru că tu ești credincios și credincioasă în toate domeniile. Așa că credincioșia asta te va ajuta inclusiv să scapi de anumite gropi, că sunt foarte multe gropi în care cădem din cauză că avem noi greșeli și lucru manual se întâmplă și suportăm niște consecințe la faptele noastre. Și dacă te aruncă alții incorrect, să nu uiți, Dumnezeu încă mai are îngeri. Dumnezeu mai are metode. De care se intervină în familia ta, în inima ta, în miezul problemei tale. Întrebare: și-a fisurat vreun os, Daniel? Nici unul. Ce s-a întâmplat? Singura explicație este că îngerii și-au întins palmele. Îngerii au creat un spațiu care să fie ca un fel de blocaj față de orice durere, ca un fel de saltea. Nu știu cum să-ți explic. Cum de palmele lor au fost atât de puternici și brațele lor, încât niciun os să nu-i fie zdrobit lui Daniel. Nu pot să-ți explic cum o mers și o vorbit cu lei, dar știu că Biblia spune că Îngerul Domnului a închis gurile leilor. Imaginez că s-a dus la fiecare leu și a zis, tutaci, tutaci, tu, taci, tu, taci, tu taci. Când nu exista nicio soluție, credincioșia lui Daniel a fost argumentul lui Dumnezeu care a mișcat și a motorizat cerul, l-a pus în mișcare pe îngerul Domnului, care a coborât exact pe metru pătrat între el. Întrebare. Și a dragă Meshach și Cei trei tineri erau credincioși? Erau credincioși. Au zis el, oricât de mult puneți orchestra să mai cânte o dată, indiferent ce sunete se aud în următoarele momente, țineți minte ce vă spun. Noi nu ne închinăm. Care e argumentul vostru, cei trei? Vă rog să-mi spuneți, care e argumentul vostru? Sunteți singuri, sunteți părăsiți de ea, din în lui Israel, părinții voștri nu mai știu dacă sunteți în viață, oricum vi s-a schimbat și numele, dacă vă caută prin motoarele de căutare, nu vă mai găsește nicăieri, sunteți aruncați în golul istoriei și zice, și a așa, așa, pe da, nu ne mai cunosc oamenii specialiștii noștri evrei nu mai știu nimeni despre noi. Tata și mama, prietenii noștri nu mai au nicio soluție. Dar noi nu uităm că Dumnezeul nostru rămâne pe tron. Noi nu uităm că Dumnezeul nostru e credincios promisiunilor lui. Și noi rămânem credincioși față de Dumnezeu. Oricât de mult puneți să cânte din nou instrumentele, orice vreți să faceți, noi nu ne închinăm. Noi am fost în momentul acela în care am auzit de la tata și de la mama. N-am fost prezenți la muntele Sinai, la depărtare, că n-aveam voie să fim prezenți, că ne carboniza prezența Domnului. N-am fost prezenți acolo, dar am auzit cuvântul ăsta de la tata și de la mama și ne-am asumat când am ajuns la vremea adolescenței sau a tinereții și am zis noi o să-l alegem pe Iahve și singurul nostru Dumnezeu e Dumnezeul lui Israel. Noi nu ne închinăm la nimeni. Să veniți cât vreți voi, să faceți ce vreți voi, mătănii, mișcări, transpirații, cântați cât vreți. Noi nu ne închinăm, noi rămânem credincioși. Ascultați că Dumnezeu nu poate rămâne pasiv față de credincioși și acestor oameni. Ascultați ce zice Biblia, cei trei zic, Dumnezeul nostru poate să ne scoată din mână ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, noi tot nu ne închinăm chipului pe care l-ai înălțat în Valea Dura. Acest chiar dacă, nu ne va scoate, arată profunzimea credincioșiei lor. Când o să primești rău pentru binele pe care îl faci, când o să-și bată joc oamenii de tine pentru că ești pucăit, dar pucăit adevărat, nu doar cu forme, când o să ajungi să fii dat în tribunal, poate, pentru numele Domnului. Când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate despre tine, să nu te oprești din în închinare, să nu te retragi de la rugăciune, să nu-ți încetezi rugăciunile, cum a făcut Daniel. El n-a încetat rugăciunile, a intrat în camera lui, unde de obicei se ruga și în fiecare zi, de trei ori pe zi, în genunchea, lăuda pe Dumnezeul lui ca și mai înainte, să-i rămâi credincios lui Dumnezeu când nu mai ai niciun argument. Când îl strigă oamenii în timp an, ne renunță, cedează odată. Când vezi că Dumnezeu tău nu prea e implicat în ecuația vieții tale. Nu vezi că lui Dumnezeu nu-i prea e pasă de tine. Nu vezi că Dumnezeu a cam pierdut controlul vieții tale. Vorbeam într-o sucosală din bancă din Cluj cu un domn. Aștepta și el la un ghișeu și s-a uitat în ochii mei și a zis, domnule, eu cred în Dumnezeu, dar Dumnezeul acesta despre care îți spui Dumnezeu, l-am invitat bineînțeles la biserică, am spus cum să intre, programe tot. În fine, asta trebuie să faceți fiecare dintre noi, voi. Doamne, ajută, n-a zis amin, Doamne, ajută. Să aveți curaj, să nu fie rușine să-ți spucăiți. Vi rușine că se la Betania? Mie nu e nu rușine, oriunde află rapid, repede. Se vede pe telefon, peste tot, pe sticăre. Eu sunt de la Betania, să nu uitați asta, da? Ok? La care vii rușine, Domnul să vă ierte. Sper să nu fie nimeni în ecuația asta. Da, și s-a uitat în ochii mei și a zis, Dumnezeu de care zici tu, Domnule, e, există, dar nu prea se mai implică. Și a zis, nu adevărat. Să știți că noi doi stăm aici, la asta. Și încă această clădire este funcțională și deschisă. Pentru că Dumnezeu se implică. Dumnezeu se implică când ne-am deschis azi dimineața ploapele, am spus. Dumnezeu se implică implicat când ai, sput, ai, putut să spui banii în găzdan și ai venit cu ei la bancă să te pui în cont. Dumnezeu se implică în toate ecuațiile vieții tale. Cine nu-L vede pe Dumnezeu trebuie să fie orb cu diplomă. Dumnezeu se implică în viața fiecăruia dintre noi. Știți ce îl iubesc pe Dumnezeu? Că Dumnezeu e credincios și atunci când noi nu prea suntem credincioși. Mai citesc câteva, uitați-vă, un martor credincios nu minte, Proverbe 14 cu 5. Robul credincios e și înțelept, Matei 24 cu 45. La finalul vieții se va încheia istoria și Hristos va zice, rob bun și credincios. Ai fost credincios în, nu peste, în Adică ai primit, ai lucrat cu puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria asta tău. Care este acel spravnic, spune Biblia, Luca 16 cu 10, credincios și înțelept, care știe la vreme să împartă lucrurile ca și alții, să aibă în doar el. Încolo ce se cere de la un spravnic, spune unul Corinteni, decât să fie credincios sau să fie găsit credincios în lucrul, în credința lui. 1 de capitolul 4. Ce impresionant să vină regele într-o zi, să te caute, să ne caute pe fiecare dintre noi, să ne ceară socoteală nu de ce nu ne-a dat, ci de ce ne-a dat și lucru în care ne-a încredințat el să ne vadă credincioși. Necredincioșia și are niște surortoare le amintesc, prima soră a necredincioșiei este îngrijorarea. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi pe voi, pe voi. Știți cum îi numește atunci Hristos pe cei ce se îngrijorau? Puțin credincioșilor. Matei 6 cu 30. În momentul în care scade credincioșia, siguranța ta că Dumnezeu e în control, siguranța ta că Dumnezeu e credincios, siguranța ta că Dumnezeu ce a zis face, siguranța ta că Dumnezeu controlează istoria, începe să aibă aripi, îngrijorarea. Pentru că te uiți în jur și vezi lucruri care sunt incorrecte, te uiți în jur și vezi lucruri care nu sunt în regulă cu viața ta și zici, Doamne, ce se întâmplă? Dar atunci trebuie să îți instalezi în mintea ta din nou acel soft spiritual, dacă îmi permiți expresia, și să spui, da, Hristos este credincioș. A doua sora necredincioșie este frica, Matei 8,26, de ce vă este frică puțin? credincioșilor. Când scade credincioșia ta și loialitatea ta față de Dumnezeu și siguranța ta că Dumnezeu e în controlul vieții tale, crește direct, imediat crește și mult frica. Uitați-vă o altă soră și ultima îndoială. Puțin credinciosurile pentru ce te-ai îndoit? Era în valuri, Petru. A călcat pe ape la început. A avut siguranța că omul care îi vorbește este Isus. Și a zis, dacă tu ești nazareneanul Isus Hristos, poruncește să vin la tine pe ape. N-am mai umblat pe ape niciodată, dar poruncește de data asta. Am siguranța și mă încred în credincioșia ta. Am siguranța că tu ești credincios la ce-mi promiți și am puterea să calc pe ape. Ai avea putere să calci pe ape? Știi că ai și tu ape pe care trebuie să calci? Știi că ai și tu apele tale învolburate pe care dacă nu calci, te neacă, te înghit. Ori calci pe ape, ori te neacă apele. De ape nu scapi. Ori în Și calcă pe ape, având siguranța că acel cuvânt a omului care prima dată l-a privit și l-a cuantificat ca fiind o nălucă și a spus, este o nălucă. A zis, nu, este Nazareneanul, este Iisus Hristos. Dacă tu ești și tu ai zis, eu sunt, Poruncește să vii la tine. Mă încred în credincioșia ta. Am, am bază pe cuvintele tale. Și uitându-se la cuvintele Domnului, la siguranța că El este Hristosul, a călcat pe ape. Dar la un moment dat și-a mutat privirea de la Isus. S-a uitat la valuri, s-a uitat la El. Valurile erau tot mai învolburate. El începea să se încreadă în El. A diminuat credincioșia Lui față de Dumnezeu. Și zice, Biblia a început să se scufunde. Și s-a scufundat. Și s-a scufundat. Și la final a zis, singura mea șansă este tot Isus. Doamne, a strigat, scapă-mă. Nu știu cât de mult te afunzi în ultima vreme, nu știu cât de mult se întâmplă asta să cobori, să scazi spiritual, să nu-ți nici asta, nici asta, nici asta, nici alte lucruri și să fie acel moment, așa cum mi-a spus Duhul Sfânt, că la unii dintre voi este un moment de testare spirituală ce se întâmplă în vremea asta. E cristalizarea credinței. E nivelul de maturizare spirituală. Când îl lași pe copil să umble și nu-l mai ții de spate, nu-l mai atingi de păr să simtă prezența ta. Când l-ai urcat pe un băiețel pe o bicicletă și primate i-ai pus rotițe, să nu cumva să dea în dreapta sau în stânga să cadă, iei rotițele și îl lași. Și are senzația că e singur și că se năruie. Asta e momentul pe care treceți unii dintre voi, mi-a zis Duhul Sfânt. Aveți grijă, nu vă pierdeți credința. Rămâneți credincioși înaintea lui Dumnezeu. Se testează. Rămâi în valul sau te ridici? Ne întrebăm dacă este Dumnezeu credincios sau nu? Uitați-vă. E numit în Apocalipsa 19 cu 11 cel credincios și cel adevărat. Credincioșia este soră cu adevărul. Îndurarea și credincioșia lui Dumnezeu sunt tari ca cerurile, zice într-un salm din acele pasaje. O să le puteți găsi la descrierea grupului de WhatsApp, toate aceste prezentări, de aceea nu le citim pe toate pasajele. Uitați-vă că în Dumnezeu e lumină și credincioșie, e lumina și credincioșia ta. N-ai lumină spirituală, s-ar prea putea să-ți fi scăzut credincioșia și încrederea ta în credincioșia lui Dumnezeu. Domnul este credincios, Exod 34 cu 6. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. El este un Dumnezeu credincios și își ține legământul și îndurarea. Știți ce zice acolo în Deuteronom 7 cu 9? Până la al milia neam. Nu rămâne niciun om în viață până la mia generație. Până la mia generație. I-a zis Dumnezeu lui Avram că îl binecuvintează și că sămânța lui va fi binecuvântată din generație în generație. Știți că și azi cei ce se nasc din Avram sunt binecuvântați? Pentru că Dumnezeu își respectă promisiunile și e credincios cuvântului și legământului pe care l-a făcut de îndurare. Și credincios și eu. Dumnezeu plin de îndurare, un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. Deuteronom 32 cu 4. Un preot credincios promitea un Samuel 2 cu va fi ridicat și anume Iisus. Ascultați și zice în Neemia capitol 9 cu 33, tu ai fost drept în toate ce ni s-a întâmplat. Erau sclavi, erau cu zidurile năruite, erau praf, erau terminați, erau ca unii dintre noi că nimic nu a ieșit într-o zi. Dar mult mai afectați ca asta s-a de ani întregi și chiar de zeci de ani. Ascultați ce zice, tu ai fost drept în toate ce ni s-a întâmplat, că și a arătat credincios, iar noi am făcut rău. Nehemia zice, trebuie să fie restaurat Ierusalimul, dar dărâmăturile Ierusalimului nu sunt din cauza lui Dumnezeu. Falimentul ăsta nu-i pentru că Dumnezeu nu mai este interesat de poporul său. Dumnezeu a rămas credincios. Și acum mă din nou pe credincioșia ta, Doamne. Am văzut până aici dreptatea ta și accesez prin credință credincioșia ta și te rog frumos, fă o minune să fie restaurat Ierusalimul. A fost restaurat. Uitați-vă, toate lucrările lui se împlinesc cu credincioșie, pe salmul 33 cu 4. Credincioșia ta ține din neam în neam, 119 cu 90. Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. 1 Corinteni 10 cu 13. Și împreună cu ispita, Aș fi pregătit mijlocul ca să ieșiți din ea. De ce? Pentru că Dumnezeu este credincios. Pentru că Dumnezeu niciodată n-a prins un moment în care să nu fie credincios. O să vă șochez prin faptul că vă spun că credincioșia în viața noastră se arată uneori prin răni. Cum se manifestă credincioșia? Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Când te-a rănit, nu pentru că a vrut să te vadă că suferi ci pentru că și-a dat seama că ceva s-a întâmplat între voi. Asta arată credincioșie, asta înseamnă că e pasă. Rana ta nu e dovada inexistenței credincioșiei, ci tocmai e dovada credincioșiei persoanei acelea. De ce? Pentru că n-a putut să continue în sistemul ăla. Ceva s-a întâmplat între voi și a trebuit să intervină. Uitați-vă, credincioșie se manifestă prin loialitate. Credincios este Dumnezeu. Spunea Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni 1 cu 19, dacă bine zic, cu 18, credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Zice Sfântul Pavel, niciodată n-am zis la un lucru da și peste două săptămâni să zic că nu. Am fost credincios și sunt credincios să vă spun că sunt așa pentru că și Dumnezeu m-a învățat cum să vorbesc și a fost credincios. Cum se manifestă credincios și -a prin statornicie. Indiferent ce se întâmplă în viața ta, rămâi cu Dumnezeu. Indiferent ce se întâmplă într-o zi, citește din Biblie măcar seara. Indiferent ce se întâmplă într-o zi, pune-te și roagă-te un pic. Nu știu cât te rogi, roagă-te. Spune lui Dumnezeu, Doamne, din loialitate și din semn de statornicie față de tine, rămân și vin la casa ta. Când nu o să ai niciun chef să vii la biserică, vină la biserică și dacă ajungi cu 20 de minute înainte să termine programul, dar vină la casa lui Dumnezeu. De ce? Fi statornic. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Care sunt beneficiile credincioșiei? Ascultați ce spune Proverbe 25 cu 13. Care coarea zăpezii pe vremea secerișului. Așa este un sol credincios pentru cel ce îl trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Înviorare. Credincioșia aduce înviorare. Când te uiți în jur și vezi că o grămadă falimentează, ratează țintă, o grămadă dezertează, nimic Parcă nu mai ține în viața unui om statornicia, parcă dispare să vezi un sol credincios la care îi încredințezi ceva și când nimeni nu mai poate să aibă un răspuns favorabil pentru tine, să vină el. Un om credincios este năpădit de binecuvântare. Proverbe 28 cu 20: Sufletul credincios ține ce i a încredințat. Mare atenție, ține. Să ai capacitatea asta să nu zici la nimeni. Să ai capacitatea asta spirituală din și e față de persoana aceea să păstrezi o taină, să nu-i dai drumul la informații. Să nu zici nimic despre asta. Ai promis că nu zici, ține l pentru tine. Respectă-ți promisiunea. Fii credincios. Fii credincios. Un sol credincios aduce tămăduire. Proverbe 13 cu 17. Și ascultați cum se termine istoria. Cineva va striga într-o zi și va zice, strigeți-mi după penticostalii mei, după baptiștii mei, după ortodoxii mei. Nici măcar pe oamenii care au făcut jefe mari, nici măcar pe oamenii care au făcut filantropii exagerate și au vândut casele ca să le dea la săraci. Nu. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin șervă. să 50 cu 5. O să fii printre acei oameni? Așa să te ridici. Și întrebarea care trebuie să te imagine. Aș vrea să stai cu ochii încheiești. Vei fi printre oamenii care vor fi strânși în ziua aceea a rapidii a revenirii Domnului Isus Hristos. Vedeți, pe pământul ăsta suntem foarte interesați de ce notă ne dau oamenii. Inclusiv la o întâlnire de tineri sunt unii care vin numai pentru ca să-și păstreze nota. Sunt alții care vin doar să-și dobândească un scop, să-și atingă un deziderat, să ajungă să pună mâna pe băiatul ăla, să pună mâna pe fata aia. Unii pentru asta vin. Așa am zice Duhul Sfânt să vă spun. Unii, asta au ca scop. Cred că nu-i corect așa. Să fii credincios. Să rămâi loial lui Dumnezeu. Când se pune întrebarea asta, cine poate găsi un om credincios? Să zică Dumnezeu, uite, tu ești o fată în care văd credincioșie. Tu ești un băiat în care văd credincioșie. Când toți pleacă, când nimeni nu mai este interesat de cer, pe el îl interesează. Pe ea o interesează. Ei sunt oameni care nu depind de nota pe care o dau oamenii, ci depind de imaginea pe care lucrează Dumnezeu, și anume să rămână credincioși, să rămâi de partea Domnului în cele mai dificile momente. Când nimeni nu mai este lângă tine, tu să fii dependent de cer, respectos față de Cuvântul lui Dumnezeu, să rămâi lângă Domnul, când oamenii strică rău despre tine, informații negative, să-ți spui lui Dumnezeu, Doamne, eu rămân acolo. Credincioșia mea nu depinde de ce zic oamenii. Credincioșia mea depinde de numele tău. Haideți să facem un, un pact al credincioșiei cu Dumnezeu, să facem un legământ în fața lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, din seara asta, ori de câte ori. Zic un lucru, vreau să mă ajut să-l împlinesc, Doamne. Ajută-mă, dau meu să fie dar, să respect cuvântul tău, Doamne. Să am loialitate față de voia ta, față de planurile tale, Doamne. Ajută-mă să fiu statornic și statornică. Ajută-mă, Doamne, în toate lucrurile să rămân în locul în care tu m-ai așezat, în cele mai mici detalii, să dovedesc credincioșie, loialitate, respect, sinceritate și încredere totală în tine, Dumnezeule, care rămâi credincios. Ne rugăm cu toți.